Ce este foarte important și aici s-a mers pe ideea de legalitate a introducerii moțiunii de cenzură, că la articolul 113, alineatul 4, spune că deputații sau senatorii care au inițiat moțiunea de cenzură în cadrul unei sesiuni și moțiunea a fost respinsă, nu mai pot iniția o moțiune de cenzură, dar s-a spus clar acolo, nu spune dacă e sesiune ordinară sau extraordinară, cu excepția cazului în care guvernul își angajează răspunderea potrivit articolul 114. Și aici vorbim de proiect de lege, declarație de politică generală sau o propunere legislativă. Însă, în situația de față, vom vedea ce va spune Curtea Constituțională. Important este că acest vorum nu s-a întrunit, trebuia să fie 233 de parlamentari prezenți, au venit decât 226, s-a lăsat cu, eu știu, sancțiuni la adresa unor membrii PSD, e problema lor, însă din punct de vedere constituțional, eu am spus-o, o repet, atâta timp cât guvernul lucrează la foc continuu, nu dispune de vacanță parlamentară, înseamnă că se supune oricând controlului parlamentar. Controlul parlamentar prin moțiunea de cenzură este cea mai importantă formă de control parlamentar cunoscută în dreptul constituțional și atunci nu cred că s-ar pune problema ca în cazul introducerii unei moțiuni de cenzură, chiar într-o sesiune extraordinară, să spunem că este nu numai inoportună, să spunem că e responsabilă și în cel mai rău caz nelegitimă. Vom vedea. Însă, săptămâna aceasta a fost dominată de aceste discuții și, de ce nu, din păcate, iată, pandemia dă semne că nu încetinește deloc în a aduce în viața publică românească și nu numai cât mai multe cazuri. Astăzi, iată, 1359 de cazuri, 47 de decese, 485 de persoane la terapie intensivă. Din păcate, alegerile nu pot să spun că sunt sub semnul incertitudinii, mă refer la alegerile locale din 27 septembrie, pentru că e aproape imposibil să cred eu că se va introduce o stare de urgență care ar putea fi singura în momentul de față să ducă la amânarea alegerilor. Deja nu s-au stabilit norme foarte clare în care alegerile să se desfășoare în data de 27 septembrie în condiții de securitate maximă. Vom vedea ce se va întâmpla. Sunt niște inadvertențe clare în legătură cu modalitatea în care te identifici atunci când intri în secția de votare, dar să sperăm că până atunci vor fi puse la punct. Dar cel mai grav este că un motiv în plus, această pandemie ar putea duce la un absenteism la vot care ar genera, știu eu, ca anumite persoane care vor ocupa aceste funcții publice să nu fie atât de reprezentative. Însă, miza sectorului 5 București, titlul emisiunii noastre de astăzi, este o miză deosebit de importantă prin ceea ce înseamnă numărul de candidați care vor să ocupe fotoliul de primar al sectorului 5, dar și nume de rezonanță în cadrul acestora. Am ales doi în această seară, foarte importanți, zic eu. Este vorba de domnul Ștefan Pirpiliu, care este reprezentantul Alianței Pro 2020, deci candidat la primăria sector 5. Dânsul a mai ocupat funcția de consilier general, da, în cadrul primăriei municipiului București, în perioada 2004-2008, Comisia pentru Transporturi. De asemenea, în perioada 2008-2012 a fost deputat în Parlamentul României din partea PDL și apoi Forța Civică, dacă nu mă înșel, din 2010 în 2012, membru al Comisiei de Apărare, Siguranță Națională și Ordine Publică și din Comisia de Control a Activității Serviciului de Informații Externe. În momentul de față, dumneavoastră sunteți consilier sau nu? Nu sunteți, deci sunteți candidat pur și simplu din partea Alianței Pro 2020. Vă doresc succes. Și al doilea candidat este vorba de domnul Ion Valentin Vuicu, candidează din partea ADER. Actualmente este consilier general la primăria municipiului București,
Comisia pentru Sănătate și Amenajarea Teritoriului, dacă mă știu să spuneți dumneavoastră mai amplu. Am mai fost de asemenea consilier în perioada 2016 la Primăria Sectorului 3 și pot să spun că reprezintă, așa cum ne-au obișnuit din partea ALDE, tânără speranță, pentru că în cadrul ALDE se manifestă o pregnantă promovare a tinerilor. Eu doresc amândouă succes. Dar, până să ajungem la probleme legate de alegeri locale, care evident sunt foarte importante, haideți să ne gândim cum s-a ajuns aici. Deci, anul 2019, după ce au avut loc alegerile prezidențiale, bineînțeles, înainte de alegerile prezidențiale, moțiunea de cenzură introdusă de PNL, sprijinit de PMP și, mă rog, chiar și de alți parlamentari, nu e cazul să discutăm acest aspect, a dus la căderea guvernului Dăncilă. Scopul principal al președintelui în acel moment și al PNL-ului, la modul general, a fost să se organizeze alegeri anticipate, dându-se o conotație mai mică pericolului coronavirusului care venea vădit cu pași repezi către România. China, deja am ajuns, ajunsesem în Italia, comunități cu foarte mulți români, să nu uităm, avem 1.200.000 de români, apoi urmează Spania, Germania, Marea Britanie. Și măsurile de precauție încă noi nu ne luasem, considerând că e o răceală, nu știu ce, la nivel de demnitate înaltă în statul român vorbesc aceste declarații. Și am tratat, nu ne-am pregătit suficient, și aici în mod special o să ne vorbească specialistul din Comisia pentru Sănătate, zic eu, ce a făcut Primăria Generală a Capitalei, că sunt convins că au luat măsuri, nu atunci, pentru că nu era de competența lor, având atâtea autorități statale în domeniu pentru a, eu știu, ne pregăti de o pandemie care vine cu multe lani către România, între ghilimele, spus și asta s-a și întâmplat. Apoi s-a renunțat la ideea de a mai marja pe alegeri anticipate, deși s-au adoptat acele ordonanțe de urgență, număr de 25, știm foarte bine, și s-a instituit starea de urgență. Starea de urgență, care atunci aveam cam 10 cazuri pe zi, și acum la 1.400-1.500, iată, suntem în stare de alertă. Însă, întrebarea pentru dumneavoastră, la fel ca și pentru domnul Voicu. Considerați că statul român, prin autoritățile abilitate, a depus toate demersurile pentru a lua măsuri preventive împotriva pandemiei? Cu siguranță nu. Și nu o spun cu ușurință, constatând acum la 6 luni de zile ce s-a întâmplat. Este o realitate. Practic, noi în martie, prin liderii la acel moment care conduceau România, da, considerau că nu avem de ce să ne facem griji, nu o să ne lovească pe noi această pandemie. Pe lângă că am început timid măsurile, deci la începutul lunii martie, inclusiv președintele României considera că e o răceală banală și rămâne de văzut, alegerile anticipate erau mult mai importante atunci. Astăzi constatăm că organizăm alegerile locale, deci la 6 luni, când avem o mulțime de cazuri și foarte mulți oameni într-o situație destul de critică, din punct de vedere al sănătății. Poate că am fi avut o imagine mai clară a lucrurilor la început de pandemie dacă statul testau mult mai mulți cetățeni. Aduceți-vă aminte că erau foarte mulți români care veneau din zone contaminate, zone periculoase, declarate în momentul respectiv cu foarte multe cazuri de coronavirus, veneau în România, iar noi făceam de ordinul sutelor teste. Cred că și în martie, aprilie, mai, în România aveam semnale clare, dacă testam cât mai mulți români, că este aveam o treabă serioasă. Aveam test? Da. Nu eram pregătiți cu nimic. Păi, aveam măști? N-aveam. Știți ce este păcat? Abia acum când le avem, obligăm să le putem. Ca da, să. Dar știți ce este păcat? Exact, ca zăpada. Când vine zăpada, niciun primar nu este pregătit. Așa e. La fel și cu treaba asta. Dar eu v-aș mai spune un lucru. A trecut 6 luni de zile. Ni se tot spune că deja suntem la pragul critic al numărului de oameni internați la ATI. Da, ATI. Păi ATI. Da. Avem mai multe spații amenajate pentru așa ceva? Au trecut 6 luni de zile. Avem mai multe aparate? Nu. Adică cum am rămas în situația
pe scenariu în martie ni se spunea că la 500 ajungem într-o situație critică și acum la 6 luni de zile noi am rămas în această situație critică neamenajând astfel de spații. Adică este revoltător să constați o lipsă de profesionalism din partea instituțiilor statului, a liderilor de fapt care conduc instituțiile statului, pentru că n-aș vrea să bag pe toți cei care sunt și lucrează în instituțiile statului în aceeași oală. Pentru că este posibil ca specialiști din Ministerul Sănătății, din alte ministere să fi semnalat, să fi considerat că este necesar să se achiziționeze, să se dezvolte diverse lucruri, nu, iar decidentul politic din fruntea ministerului sau instituției respective să nu ia în calcul astfel de situații. Ceea ce arată că politicianul român a rămas în continuare un tip lipsit de profesionalism, care nu se adaptează noilor nevoi și cerințe ale cetățenilor și o constatăm de la administrația locală până la administrația centrală, că se întâmplă frecvent, poate chiar șocant în anumite situații privind măsurile pe care le întreprind. Deci astăzi când avem 25.000 de testări, avem 1.300 de cazuri, când aveam câteva sute, aveam 10, deci procentul oricum era mult mai mare. Cred că ar fi fost o măsură corectă a instituțiilor statului dacă amânau alegerile locale și nu le organizau. Da, asta este opinia mea. Da. Se suprapune și cu începerea, și cu începerea școlilor. O să discutăm foarte amplu 14 subiect. Iată că avem posibil două evenimente care pot să arunce în aer totul. Corect. Domnul Ion Valentin Voicu, Ion, care faceți parte și din comisia. Bine, până să ajungem la subiectul Primăria Generală, ce măsuri a luat, pentru că s-au luat niște măsuri, recunosc. Care e opinia dumneavoastră? Opinia mea este că n-au trecut doar 6 luni de zile. Trebuie să ne aducem aminte informațiile care s-au făcut în 2019, noiembrie-decembrie, către președintele României, către prim-ministru. Primul caz l-am avut în martie, dacă mi-aduc bine. Da. În ianuarie și februarie, da, președintele României împreună cu prim-ministru își doreau alegeri anticipate. Având în vedere că aceste informații... De fapt, mai mult președintele României și le dorea, pentru că știți foarte bine, vreau să am guvernul meu, l-a avut, dar nu pot să am parlamentul meu și cu împârghile puterii... Din păcate s-a văzut acum câteva zile că are și parlamentul lui. Da? Deci aceste lucruri și toate... Aceste lucruri care s-au întâmplat până acum se datorează lor. Aceste informații au existat încă din luna noiembrie-decembrie. Ei n-au fost în stare nici până în momentul ăsta să furnizeze pentru elevii din România acele tablete pentru școala online. Mai avem 2 săptămâni și începem școala. Încă nu suntem pregătiți. Ce s-a întâmplat la nivelul municipiului București și la nivelul întregii țări a fost o bătaie de joc din partea acestor guvernanți. Nu am avut măști, nu am avut echipamente pentru medici. N-am avut locații unde să-i ținem, hoteluri închiriate de Guvernul României, unde să-i ținem pe medicii care intrau în contact cu acești bolnavi. Pentru cei care veneau din țară, Guvernul României n-a făcut nimic. Trebuie să ne aducem aminte că autoritățile locale au intervenit pe aceste probleme. Vă dau doar un exemplu. Primăria Capitalei și Consiliul General a pus la dispoziție tot ce înseamnă infrastructură, adică hoteluri pentru cei carantinați, hoteluri pentru medicii din București și cei care erau în subordinea Primăriei Capitale, dar și cei care sunt în subordinea Ministerului Sănătății. Noi am venit cu echipamente și cu materiale sanitare atât pentru cele 19 spitale pe care noi le avem, cât și pentru spitalele din subordinea Ministerului Sănătății. Am acordat tot sprijinul, noi, consilierii generali ALDE și PSD, am votat aceste proiecte. Pentru medicii de familie am acordat echipamente de protecție, am acordat măști, am acordat mănuși ca să-și desfășoare activitatea. Am acordat
cazare și pentru cei veniți din afară, dar și pentru medici. De exemplu, într-o seară la Spitalul Floreasca mă sună liderul Sanitas București. Vale, ajută-mă, știm că sunt președintele Comisiei de Sănătate în cadrul Consiliului General al Municipiului București. Ajută-mă că am peste 20 de medici, personal medical, care trebuiesc cazați. Atunci am pus mâna pe telefon și l-am anunțat pe viceprimarul Capitalei, cel care coordona la nivelul Municipiului București toată această situație, și am pus la dispoziție un hotel plătit din bugetul Municipiului București. Trebuie să aducem aminte că acest guvern, din păcate, nu ne-a dat banii nici până în ziua de astăzi. Din contră, ne-au blocat toate acțiunile pe care noi am vrut să le facem. Am vrut să testăm populația Municipiului București, să ne dăm seama ce se întâmplă la nivelul Municipiului București. Am vrut să facem foarte multe lucruri, dar din păcate acest guvern și DSP-ul ne-a blocat. Avem cămine de bătrân care nici după 5 zile n-au venit să-i testeze conform legii. Am avut un blat politic și numai persoane numite politic la nivelul DSP București. Am văzut ce s-a întâmplat acum 2 zile când nu purtau măști cei de la DSP București, fumau în clădire. Acest lucru se datorează PNL-ului. Au avut toate pârghiile necesare. Nici în acest moment n-au ajuns toate materialele necesare în unitățile spitalicești din Municipiul București și din țară. Nu au ajuns măștile promise persoanelor defavorizate. Tot noi de la... Eu acum mă refer la nivelul Municipiului București, un consilier general. Noi am asigurat prin direcțiile noastre de asistență socială, noi, administrația publică locală, și în majoritatea sectoarelor, majoritatea a fost dintre PSD și ALDE. Și noi am votat aceste proiecte. Fără noi, fără ALDE, aceste proiecte nu s-ar fi întâmplat. Domnul Pipiriu vrea să adauge ceva imediat. Ceva. Noi am inițiat și a și trecut proiectul de lege de a pune la dispoziție fiecărui cetățean în România mască. Adică gratuit. Gratuit. Aici. Asta vreau să completez. Da. Guvernul practic n-a făcut lucrul ăsta. Aici, colo, administrațiile locale s-au mișcat. Dar ce facem cu majoritatea care au rămas fără mască? Și uite că încep și școlile. Nu mai trebuie și majoritatea copiilor nu o să aibă probabil mască, pentru că nu își permit. Adică așa cum nu își permit să aibă școala la distanță, să o facă prin online, de unde să-și permită și mască, să-și permită și dezinfectant, de unde toate lucrurile astea? Eu am văzut declarația ministrului educației și a spus, nu, fiecare copil trebuie să vină cu masca de acasă. Da. De ce ei n-au asigurat în această perioadă nimic? Da? Administrațiile locale... Să ne spune el dacă palea care le poartă și le plătește singur. Cu siguranță nu. Da? Evident. N-au asigurat instrumentele necesare pentru școala la distanță. Au blocat proiecte, da? Ministerul Educației, au blocat proiectele la nivelul Municipiului București și aici dau și cazul sectorului 5. Chiar dacă primarul este PSD, deși suntem într-o luptă politică în acest moment, dar Inspectoratul Școlar al Municipiului București a blocat orice inițiativă la nivelul sectorului 5 referitor la achiziție de laptopuri, telefoane pentru copiii care n-au posibilități. S-a interzis să mai vorbească cu directorii. S-a făcut în așa fel încât să nu se intre în contact cu părinții pentru distribuirea acestor materiale necesare în această perioadă. Mai sunt 2 săptămâni. Vreau să văd și eu dacă la nivelul României o să asigure materialele necesare pentru începerea școlii la distanță. Vedem că avem locurile de joacă închise, dar deschidem restaurantele. Vedem că am deschis parcurile mari, da, ca să aglomereze toți cetățenii, dar nu am deschis locurile de joacă. Credeți că de pe mâna de la ușă, de pe mânerul de la ușă nu se ia COVID-ul? Credeți că dacă merg pe stradă nu o să ia COVID-ul? Evident că se ia, dar trebuie să luate și niște măsuri de relaxare. Ieri, de exemplu, am deschis un loc de joacă unde părinții și copiii stăteau pe bordură, pe șoseaua Sălaj, printre mașini, am deschis un loc de joacă.
aseară, împreună cu colegii mei, am vorbit și cu poliția locală și am deschis un loc de joacă în sector. Peste 100 de persoane au intrat acolo. Bineînțeles că loc pe bănci, nu în locul de joacă să da. Joace. Bine, sunt foarte multe situații, practic, ce să spun, care nu aveau de ce să se întâmple, dar mai departe vom vedea ce se va întâmpla. Deci, repet, din punctul meu de vedere, la alegerile locale, teama de a nu contacta coronavirus în secția de votare, în cabina de vot, va fi, ce să zic, unul din elementele care va duce la absenteismul la vot, din păcate. Nu zic neapărat că mai e momentul să-mi înșusesc ideea de a amâna alegerile locale, pentru că ei nu vor face, pentru că automat situația se va agrava și din punct de vedere epidemic și atunci popularitatea lor în ceea ce privește electoratul va scădea. Și aici nu mă refer numai la PNL. PNL, PSD. Pentru că acum, dacă moțiunea de cenzură trecea, considerați că PSD-ul ar fi luat alte măsuri, avem în momentul de față noi ca stat și posibilități bugetare să ne putem să luăm măsuri corecte și care să fie în favoarea cetățenilor, da. Dar să luăm măsuri care să ducă decât la atingerea anumitor interese, nu e normal să se întâmple, mai ales în condiții de pandemie. Însă aici vreau să ajungem. Ca tânăr politician, aș vrea să-l întreb totuși. Ce v-a determinat să intrați în viața politică în anul 2012 sau 2007? Deci de la 20 și cât de ani? Aveam 17 ani. 17 ani. Vreau să aud. E foarte important pentru că, sincer vă spun, nu că o spun eu și închei ca să nu monopolizez eu discuțiile. Foarte multe lume, foarte mulți români speră în ceea ce vine din urmă. Sunt singura salvare a unui stat instituit, democratic, democrație constituțională, dar din păcate nu mergem pe un drum bun. Singura șansă sunt ei. Și de-aia îl întreb, cu ce tendințe a pornit în 2007 și cum mi se pare acum lupta asta politică pentru a face bine cetățenilor până la urmă, da? Și evident, statului român. Ascult. În 2007 am făcut, mai exact în decembrie, am făcut pasul către politică și m-am implicat într-o campanie la nivelul municipiului București pentru primăria Capitalei, pentru Corin Ștefănescu, o campanie atipică, având un slogan dă-te cu tancu, din partea Partidului Conservator. Mi-aduc aminte că eram unul dintre cei care se bătea cu Videanu la Parcul Bordei și plătim și în acest moment pentru greșeala lui Videanu cu acel parc unde trebuie să plătim o grămadă bani pentru Constanța și noi la Primăria Capitalei avem conturile blocate. Și am făcut pasul către politică. Ascultați și opinia domnului Pripilio aici. Da. Absolut. Sigur. În 2012 mi s-a propus de către președintele filialei Partidului Conservator de la sectorul 3 să fiu unul dintre tinerii care au candidat pe lista USL. Am fost poziția 10 pe lista USL la sectorul 3, candidând împreună cu Robert Negoiță, actualul primar al sectorului 3. Am început politica în 2012, politica la nivel mai mare din 2012 până în 2016, când am putut să realizăm, și mă bucur foarte mult cu votul meu și al colegei mele, am putut să realizăm foarte multe lucruri în sectorul 3. Bineînțeles că această luptă nu s-a oprit doar în acel mandat de consilier local la sectorul 3. Am dus această luptă și în Consiliul General. Actual, în momentul ăsta, sunt consilier general al municipiului București și am putut să duc proiectele pe care n-am putut să le realizez în acel mandat, să le aduc la Primăria Capitalei. Și mă bucur că în acest moment avem 6 săli de sport în lucru, făcute de Primăria Capitalei pentru sectorul 3. Mă bucur că foarte multe proiecte pe care le-am putut să le dezvoltăm la nivelul municipiului București
se regăsesc și în sectorul 3 și în alte sectoare, bineînțeles, în sectorul 6, în sectorul 5, în sectorul 4, în sectorul 1, în sectorul 2. La nivelul municipiului București am dezvoltat foarte, foarte multe proiecte și chiar mi-a spus că l-ați avut invitat și pe colegul meu Tudor Ionescu și știți foarte bine proiectele pe care noi le-am dezvoltat la nivelul municipiului București, că noi am fost o echipă și suntem o echipă, suntem patru consilieri generali și toate proiectele pe care noi le-am dezvoltat, le-am dezvoltat prin grupul ALDE, Strategia pentru Bunăstarea Animalelor. A plecat de la noi interzicerea acelei plante Ambrozia. De la noi s-a dat startul, noi am depus proiect de hotărâre în Consiliul General, a fost votat în unanimitate și a ajuns lege în Parlamentul României. Din păcate, nu se aplică acea lege de către toate autoritățile locale din București și avem foarte multe cazuri în municipiul București. Și un caz îl regăsim în sectorul 5, de acum 2 zile, 3 zile, când am văzut un reportaj că poliția locală, stând la 2 metri de acea plantă, nici măcar nu a intervenit, chiar dacă este în atribuția poliției locale a sectorului 5. Sigur, domnul Pirpiliu, e foarte important, fiecare dintre dumneavoastră a spornit, bine, dumneavoastră sunt convins că v-a ajutat și de-aia și pe el, îl văd în continuare după ce, bineînțeles, dacă va câștiga fotoliul de primar, sunt convins că va accede către Parlament. De ce? Pentru că e foarte important să treci prin etapele administrației publice locale, cunoscând practic toate necesitățile de acolo, îți va fi mult mai ușor în Parlament. Ceea ce dumneavoastră ați trecut, v-a fost mai ușor când ați trecut de la statutul de consilier în Parlamentul României, cunoșteți ce înseamnă administrație în acei 4 ani, ați cunoscut. E foarte important, cred eu. Sunt etape care contribuie la cu siguranță și mai bună cunoaștere activității. Le recomand tuturor tinerilor, mai ales tinerilor sau și celor care doresc să intre în politică, să o ia, cum spunem în partid, de jos. Exact. Eu am început în 2000 politica, la 23 de ani, cum pe acea vreme că puteai să lipești afișe și asta era principala activitate de imagine pe care puteai să o aduci în campania electorală, m-am implicat mai mult, am trecut prin organizația de tineret, am reușit după 4 ani de zile să ajung în Consiliul General, 2004-2008 am fost consilier general în cadrul primăriei, în Comisia de Transportul și Infrastructură și aș vrea să amintesc aici că în acea perioadă au fost aprobate majoritatea proiectelor mari de infrastructură, care inclusiv în zilele noastre, o parte din ele au fost inaugurate sau urmează să fie inaugurate. Și, de exemplu, celebrul pasaj neterminat de la Ciurel este votat în acea perioadă. Atunci s-au reabilitat kilometri de cale de rulare a tramvaiului. Atunci au fost cumpărate 1000 de autobuze noi. Atunci au fost aprobate mari proiecte de infrastructură, de reabilitare completă, de la partea de infrastructură a drumului până la asfalt. Pasaje importante în capitală. Lucrurile astea, din păcate, nu au fost continuate sau susținute și în celelalte mandate de primar, celor care au urmat, și au mers într-un timp mult mai încet. Aș vrea, pentru că colegul a amintit de cazul Constanta, să vă amintesc că el a plecat practic ca și problemă în mandatul 2004-2008 în cadrul Consiliului General. Nu sunt de acord cu ideea că primarul de la acea vreme este răspunzător de situația dată. Și a asumat prin semnătură fără votul consilierilor generali. Pentru că adevărul este în felul următor. În mai 2008 a existat o înțelegere între Consiliul General și Constanta, care câștigase în acel moment, în instanță, prin hotărâre definitivă și irevocabilă, două lucruri. Despăgubiri și aprobarea în anumite condiții, pentru prima dată în istoria post-decembristă, sau cel puțin eu cunosc lucrul ăsta, pentru prima dată o instanță judecătorească a obligat un for legislativ,
Consiliul General e un forum format din 55 de consilieri în care ai un drept de vot, ca și Parlamentul României. Așa este. Au obligat să aprobe un PUZ. Da. Ne-am înțeles în acel moment, în mai 2008, ca domnul Constanda să renunțe la cei 20 de milioane, 20 ceva de milioane de euro de spăgubiri, da, și noi să-i aprobăm PUZ-ul. Încă o dată, noi, nu pentru că ne cerea dânsul, ci pentru că exista o hotărâre definitivă și revocabilă a unei instanțe judecătorești din România. Am înțeles. Pentru că în iunie au fost alegeri, din iulie a existat un alt Consiliu General, care nu a mai ținut cont de înțelegerea dinainte și de atunci s-a ajuns în zilele noastre la această despăgubire mare. Da. Două legislaturi. Deci, practic, 110 consilieri, 109, suntem citați în acest proces ca și parte. Pentru nepunerea în executare, aici aș vrea, probabil. Nu, ca și parte, deci primăria, prin domnul Oprescu, s-a îndreptat împotriva consilierilor generali. În schimb, ceea ce ar trebui să vă spun aici este în felul următor. Cei care am fost de acord cu aplicarea hotărârii judecătorești, suntem parte în proces ca păgubiți. Adică, practic, am păgubit. Primăria ne-a citat în instanță pe noi că am păgubit bugetul local. Și atunci eu stau și vă întreb așa. Deci, am pus în aplicare o hotărâre, am votat pentru, deși majoritatea în momentul ăla, pentru că odată am reușit să supunem la vot în Consiliul 2004-2008, deci pe final de mandat, noi am fost de acord cu aplicarea hotărârii judecătorești, nu exista nicio despăgubire, în schimb primăria ulterior ne cheamă în proces că trebuie să achităm solidar această sumă. Da, păi, și eu vă întreb așa, deci am fost pentru, n-am adus niciun un cent prejudiciu. Și sunt chemat să... Și în ce stadiu se află acum? Păi în momentul de față, înțeleg că există o hotărâre definitivă și irrevocabilă obținută de domnul Constanda și nici nu mă așteptam să fie altfel, ținând cont că și în primă instanță, e adevărat, la momentul ăla era deja 20 de milioane și atunci ar fi fost o contradicție. Mă gândesc, nu sunt jurist. Sau... În schimb, acum probabil va continua procesul între noi și Primăria Capitalei. Am înțeles. Din păcate, lucrul ăsta probabil în instanță o să vedem unde duce, dar asta ca să vedeți, fiecare planul va trebui să apere cu ceea ce a făcut în Consiliu. Pentru că au fost consilieri care s-au opus implicit punerii în aplicarea unei hotărâri judecătorești. Și atunci, eu dacă nu m-am opus, de ce să fiu pe picior de egalitate cu cel care a fost împotrivă și de a pune hotărâri în instanță și până la urmă a creat un prejudiciu nu de 20, ci de 100 și ceva de milioane, 120. În pauza 2012-2016 n-ați mai făcut politică, nu? În 2008-2012 am fost deputat în Parlamentul României. În 2012-2014 am pus bazele alături de Mihai Răzvan Ungureanu a proiectului Forța Civică. Da. Iar din 2014, în urma fuziunii cu PDL și PNL, unificarea dreptei în România, cunoscută ca și unificarea dreptei în România, era pentru prima dată când două partide aproximativ egale în procente și unau forțele împotriva stângii. Am decis să fac o pauză din politică, care recunosc în momentul ăsta că mi-a fost de bun augur. Am doi copii. În perioada aceea, fiind foarte mulțumesc asemenea, în perioada aceea fiind foarte ocupat cu politica, din păcate, primii ani din viața lor am cam lipsit. Ulterior am încercat să recuperez și mă bucur că am făcut lucrul ăsta. Și cum ați ajuns să candidați acum la primăria sectorului? Uitați, să vedeți ce Alianța este. Pro 2000. M-am unat la spate exact același impuls din 2000. Cum? V-ați dus singur? Vreau să mă... Desemnați candidat sau v-au chemat? Nu. Am intrat în Pro-România în vara lui 2018, la aproximativ un an de când s-a înființat Pro-România și la o lună de zile după ce președintele Victor Ponta
primul ministru Victor Ponta, da, a devenit copreședinte al Pro-România. Păi, uitați-vă și dumneavoastră, v-am spus că am intrat în 2000, am ieșit din politică în 2014 și v-am dat exemple de proiecte care le-am aprobat acum 14 sau 16 ani și ele de-abia acum sunt terminate. Cred că atât eu, cât și alți colegi care am făcut politică, cât și cei care vin din spate, după noi, avem obligația de a mișca lucrurile mult mai repede. Este inadmisibil să ai o inițiativă și ea să fie pusă în practică după 10 ani, mai ales din punct de vedere al administrației locale. De ce? Un proiect, odată început, și aici mai fac o mică paranteză, majoritatea proiectelor pe care noi le-am aprobat erau, au avut la bază studiul JICA, făcut de japonezi în 99. El a fost făcut pe niște parametri în momentul ăla, de trafic, de dezvoltare urbană și așa mai departe. E adevărat, tot la nivelul PUG-ului din 2000, care nici astăzi n-a fost, care este valabil și nici astăzi n-a fost modificat, ceea ce iarăși este o aberație. Adică ții blocat... O să urmeze în perioada următoare, având în vedere că s-au aprobat toate puzurile de sector, o să urmeze și aprobarea PUG-ului, cu siguranță. Aici eu sunt de părere că ar fi trebuit să existe întâi PUG și ulterior puzuri. Pentru că puzul este un plan urbanistic zonal și, dacă îmi permiteți, am să spun și lucrul ăsta, sigur, fiecare sector și-a făcut puzul lui. Dar eu am trăit în 2004-2008, fiind consilier general, momentul în care vorbeam de București, Ilfov, zonă metropolitană. De ce era necesară declararea numai a zonei, dar și a unor proiecte comune cu județul Ilfov? Pentru a nu mai avea aberațiile astea din ziua de astăzi. Vom ieși pe două benzi, trei benzi de pe bulevardul Berceni sau prelungirea Ghencea și ne vom coborâ după centură într-o bandă maxim două. Pentru că n-au fost corelate. Același lucru se poate întâmpla în momentul de față și cu puzurile fiecărui sector, ne ținând cont de proiecte care sunt comune. Bucureștiul, până la urmă, este o singură entitate administrativ-teritorială. Dacă majoritatea sectoarelor sunt despărțite de bulevarde, nu înseamnă că trecerea dintr-un sector în altul trebuie lăsată la voia întâmplării. Nu, tocmai de aceasta s-a aprobat aceste puzuri. Da? Cum s-a întâmplat și în Ilfov, în Ilfov fiecare comună, fiecare oraș și-a aprobat puzul lui, urmând să coreleze cele două planuri urbanistice generale, București plus Ilfov. Da? Vedem ce se întâmplă pe prelungirea Ghencea. O parte o face primăria capitalei. În ce scuze că vă întreb? Ministerul. Avem un telefon. Bună seara. Ne auziți? Da, vă aud. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Aș dori să întreb și eu ce ar fi dispus să facă pentru sectorul 5 în următorii 4 ani și mai departe. Cine ar fi dispus să facă ce? Nu, n-am înțeles. În următorii 4 ani. Sigur. Acestea dispuși noi. Sigur, ce sunt dispus să facă? Evident că asta se va discuta. Aveam de gând în partea a doua, dar oricum e o întrebare foarte corectă și la obiect. Vă rog, e singura întrebare? Alo? Mai aveți o altă întrebare? Nu, atâta. Deci pentru fiecare dintre candidați, da? Oricum, un proiect, domnul Iorga Cezar, da? Se face în 4 ani. Da, evident. Acum o să vă dea răspunsurile, dacă, bineînțeles, timpul ne mai rămâne până la pauză, dacă nu, în partea a doua a emisiunii, dacă nu vă deranjează. Se poate să continue dând și ideile, da? Și am văzut la domnul Valentin, un om foarte bun, l-am văzut pe stradă și un om tânăr care cred că merită să fie primarul la sector 5. Îi dorim succes. Vom vedea. Alo, bună seara. Mulțumim mult. O seară frumoasă. Cred că după pauză o să aibă fiecare posibilitatea să spună ce vor face în cadrul sectorului 5. Deocamdată continuăm fraza dinainte. Da, vă rog. Mulțumesc mult. Iată de ce cred că este important să ne implicăm. N-am putut să rămân doar la viața personală. Trăiesc, locuiesc în București, am văzut ce s-a întâmplat în ultimii ani, vreau să mă implic din nou,
să vin alături de o echipă, zic eu, bună, echilibrată, în urma alegerilor din 27 septembrie, evident, într-o formulă de Consiliu Local sau Consiliu General, să decidem care proiecte sunt cele mai bune într-o majoritate formată, pentru a le pune în aplicare nu în 10, în 12 sau în 20 de ani, ci de a le pune în aplicare imediat. Asta este neapărat. Pentru că exemplul care l-am dat mai devreme cu studiul GAICA este elocvent. De ce? Pentru că în momentul în care faci un studiu de fezabilitate, tu iei în calcul niște parametri, fie de trafic, fie de dezvoltare în momentul ăla. Păi cum să mai fie ei aceiași peste 10 ani? Adică s-ar putea să ajungi ca acel pasaj sau investiție pe care o faci, parțial, să fie depășită. Și atunci să fii nevoit să ai alte măsuri complementare la acea investiție pentru a putea avea același rezultat pe care ți l-ai propus atunci. Corect. Tocmai de asta s-au aprobat puzurile de sector. Mi se pare că mai e sectorul 1 de aprobat, dacă mi-aduc bine aminte. În această perioadă, anul acesta, s-au aprobat cele 5 și mai urmează și sectorul 1. Tot ce s-a lucrat pe anul 2019 și cu siguranță până la sfârșitul anului vom aproba și PUG-ul. Se lucrează intens la acest document. Foarte important pentru municipiul București. De ce sectorul 5? De ce ați ales, deci, în momentul de față fiind consilier general la primăria municipiului București, primăria generală, da? De ce sectorul 5? De ce sectorul 5? Sunt locuitor al sectorului 5 din 2014, de cum am căsătorit. Mi-am dorit să fac o schimbare încă de acum 3 ani de zile, în calitatea mea de consilier general, și am văzut uși închise din partea primăriei sectorului 5. Fiind obișnuit într-un stil, având în vedere că am venit de la sectorul 3, având în vedere munca depusă în calitate de consilier local la sectorul 3 și proiectele dezvoltate împreună cu primarul sectorului 3 și cu votul consilierilor din acel mandat 2012-2016, am vrut să fac acest lucru și pentru sectorul 5. Din păcate, ce scuze, ia vă întreb, mai avem un telefon. Vă rog, bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Am și o întrebare. În ce sector stau candidații de fundatorul? Domnul, Ion Valentin, Voicu a spus că stă în sectorul 5 și domnul Ștefan Pirpiliu în sectorul 4. Sectorul 4. Da, am prieten și socrul nostru în sectorul 5. Dar cunoaște foarte bine sectorul 5. Deci doar domnul Voicu stă în sectorul 5? Nu v-am înțeles. Doar domnul Voicu stă în sectorul 5? Dacă dumneavoastră stați în sectorul 5, dacă... Nu s-a auzit întrebarea a doua. Doar domnul Voicu stă în sectorul 5? Da, decât domnul Voicu stă în sectorul 5, da. Domnul Pirpiliu locuiește în sectorul 4. Păi și cum are habar de problemele din sectorul 5 dacă stă și în sectorul 4 și nici pe stradă nu a fost văzut? Așa cum și aveți habar de sectorul 5 dacă locuiți în sectorul 4? Asta e o întrebare. Cum am habar de sectorul 5? Da, de problemele sectorului 5. Păi o să-i dovedesc că știu problemele sectorului 5 foarte bine. Oricum, în partea a doua a emisiunii, fiecare dintre candidați ne va prezenta proiectele pe care le are în vedere în cadrul sectorului pe care dorește să-l reprezinte în calitate de primar. M-ați auzit? Am înțeles, da, vă aud. Bun, mulțumesc. Mai aveți o altă întrebare? Nu, atât. Mulțumesc, bună seara. Continuați-vă ideea și... Continuă ideea. Da. Ce am reușit împreună cu primarul sectorului 3 să fac în acel mandat 2012-2016, am vrut să fac și în calitate de consilier general și am aprobat toate proiectele de infrastructură la nivelul municipiului București. Da. Și pentru sectorul 2 și pentru sectorul 6, mi-am dorit și pentru sectorul 5 să fac acest lucru, având în vedere că sunt căsătorit, m-am mutat din 2014 în sectorul 5, soția mea stă de 17 ani în sectorul 5,
stau pe o stradă fără canalizare, fără apă, care în hârtii, la primăria sectorului 5, apare ca asfaltată și cu toate utilitățile trase. Mi-am dorit să fac acest lucru în 2016, când am vizitat școala Petrache Poenaru și am văzut exact cum arată școlile din sectorul 5. Am vrut să preluăm acea școală la municipiul București, la Consiliul General al Municipiului București, ca să putem să facem școli ca în Germania, ca în sectorul 3. Din păcate am avut un blocaj din partea actualei administrații a primăriei sectorului 5. Aveam toate studiile necesare, ne mai trebuia doar o hârtie din partea primăriei când ne dă acordul să facem investițiile în acea școală. Am primit un răspuns că nu ni se dă acea școală să facem noi investițiile. Și am întrebat și eu la acea vreme ce investiții se fac din partea primăriei acolo. Răspunsul a fost că doar două toalete se modernizează. Și în acest moment sunt anumiți consilieri locali care sunt în consiliile de administrație de la școala Petrache Poenaru sau alte școli care se laudă că au reabilitat două toalete. Suntem în anul 2020, la 3 ani după ce am fost în vizită la acea școală. Și am zis să mă implic în sectorul 5, în sectorul în care locuiesc, în sectorul care este cel mai subdezvoltat. În acest moment, sectorul 5 este cel mai subdezvoltat din cele 6 sectoare? Curățenia și salubritatea. Bine, salubritatea, bine, este la pământ. Unitățile de învățământ sunt la pământ. Nu sunt modernizate, nu sunt reabilitate. Reabilitarea termică a blocurilor în 2017-2018 niciun bloc n-a fost reabilitat. În 2019 doar 9 scări au fost recepționate. Nu se poate ca după 4 ani să ai doar 9 scări de bloc reabilitate. Unde noi în mandatul 2012-2016 la sectorul 3 am reabilitat peste 500 de blocuri. Unde echipa de acolo s-a implicat. Eu am fost unul dintre consilierii care nu doar au votat, dar s-au implicat în rezolvarea acestor probleme. Și orice lucru pe care l-am avut în sectorul 3, de la unități de învățământ până la reabilitarea termică, până la parcuri, am putut să găsesc o rezolvare cu directorii din cadrul primăriei sectorului 3. Din păcate, asta situații generale, dar după un scurt moment de publicitate revenim și răspundem și la întrebările telespectatorilor și dezvoltăm pe larg subiectul legat de primăria sector 5 din punct de vedere a ceea ce aveți de gând să transpuneți în practică. Mulțumesc mult, pauză și revenim. Mă numesc Iovici Teodor Victor, sunt președintele Partidului România Mare și doresc să vă prezint echipa care va candida la București. Mă numesc Nănău Ilana Daniela, sunt absolventă a Institutului Politehnic București, sunt antreprenor român și candidez din partea Partidului România Mare la funcția de primar general al capitalei. Mă numesc Remus Mamoc. Sunt de profesie manager sportiv și candidez pentru funcția de primar al sectorului 1, din partea Partidului România Mare. Mă numesc Petre Spărleanu, ofițer în rezervă, antreprenor, patriot și voi candida din partea Partidului România Mare la funcția de primar al sectorului 2. Mă numesc Ștefan Corneliu, sunt de profesie jurist și candidez la primăria sectorului 3 pentru funcția de primar din partea Partidului România Mare. Mă numesc Alina Simion Dan, sunt de profesie economist, antreprenor român. În momentul de față sunt consilier local la sectorul 4 din București și candidez pentru funcția de primar din partea Partidului România Mare. Mă numesc Urichianu Adrian, sunt profesor universitar și candidez în funcția de primar la sectorul 5 din partea Partidului România Mare. Mă numesc Daniel Tulugea. Sunt de profesie jurist
și candidez la funcția de primar al sectorului 6 din partea Partidului România Mare. Mă numesc Gabriel Popa, sunt absolvent al Universității Politehnică București, cunosc limba engleză și limba germană, sunt profesor universitar la Universitatea Politehnică din București și candidez din partea Partidului România Mare la funcția de consilier la Primăria Generală a Municipiului București. Sunt Marieta Ungureanu, economist, antreprenor și mediator. Candidez din partea Partidului România Mare la funcția de consilier general la Primăria Capitalei. Mă numesc Loredana Adriana Voinea, sunt profesor și antreprenor și candidez din partea Partidului România Mare pentru funcția de consilier general la Primăria Capitalei. Mă numesc Corvin Ariciuc, sunt de profesie jurnalist și candidez din partea Partidului România Mare la funcția de consilier general la Primăria Capitalei. Mă numesc Andrei Șomănescu, am absolvit Facultatea de Business și Turism în cadrul Academiei de Studii Economice din București și candidez din partea Partidului România Mare pentru funcția de consilier în cadrul Primăriei Capitalei. Mă numesc Prăleanu Cătălin Alexandru, sunt licențiat în drept, specializat în drept comercial român și drept comercial internațional, sunt antreprenor român, cunosc limba greacă și limba germană. Doresc să candidez pentru funcția de consilier la Primăria Sectorului 2 din partea Partidului România Mare. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin organismul de evaluare a conformității produselor notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Mă
Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Fabiana Vuță, iar eu sunt Siarela și provocăm toți tinerii talentați să posteze un videoclip cu titlul Provocare pe grupul de Facebook Calea Show. Iar dacă ne place, vă invităm în direct alături de noi în emisiune! Am revenit în studio, stimați telespectatori, partea a doua emisiune, Realitatea în politică, miza sectorului 5 București. Mai vreau să spun decât atât, în prima parte n-am avut ocazia, însă e foarte important de știut, lucru pe care, din păcate, autoritățile nu l-au făcut atunci când s-a instituit starea de urgență, și anume că dispoziția constituțională de mare anvergură, care reglementează această restrângere a exercițiului unor drepturi sau libertăți, este articolul 53 din Constituție, de aici s-a pornit, și anume că exercițiul unor drepturi sau unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății, ori a moralei publice, desfășurarea instrucției penale, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale,
pentru prevenirea unui dezastru sau unui sinistru deosebit, a unei calamități sau unui sinistru deosebit de grav. Însă foarte important este că în aliniatul 2 al acestui articol se stipulează că restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, iar măsura trebuie să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau libertății. Aici au fost foarte multe discuții privitor la libertatea religioasă, dreptul la liberă circulație și așa mai departe. Dar, pentru că, dacă timpul ne va permite, vom aborda puțin și aceste subiecte, deși ar trebui, în primul rând, să ținem cont de faptul că miza sectorului 5, așa cum am spus, e foarte importantă, în virtutea ideii că s-au înscris candidați de renume, foarte cunoscuți în viața politică românească, nu le dau numele acum, ca să nu se interpreteze că aș face cumva reclamă unul dintre ei, dar haideți să revenim la întrebările telespectatorilor și încep cu domnul Ștefan Pipiliu, pentru că dumneavoastră trebuie să răspundeți la două întrebări, urmând ca la prima întrebare a domnului Cezar, dacă nu mă înșel, să răspundă domnul Ion Valentin Voicu. Păi, am să răspund de fapt celor doi telespectatori. Am locuit în sectorul 3. Cu părinții mei, la bloc, am văzut ce înseamnă un sector administrat corect. Viața m-a dus, după ce mi-am întemeiat o familie, m-am mutat cu locuința în sectorul 4. Trebuie să recunosc că și în sectorul 4 am văzut o dezvoltare și proiecte mari de infrastructură care au dus la dezvoltarea sectorului și care arată altfel. Ca locuitor al sectorului 4, adică dacă ar fi să răspund doar prin prisma unde locuiesc, evident că n-aș putea să fac nimic în sectorul 5. Dar, ca și primar, pot face în sectorul 5 ceea ce am văzut în sectorul 3 și în sectorul 4. Cu atât mai mult ceea ce am văzut în sectorul 3 și am făcut în sectorul 3, nu doar spun că am văzut. În ultimele 18 luni am lucrat în cadrul primăriei sectorului 3, alături de Robert Negoiță, prima dată la Direcția de Salubritate, în momentul în care primăria sectorului 3 a preluat serviciul de salubritate, după ce nu a mai prelungit contractul cu firma privată care deținea în acel moment serviciul de salubritate. Am creat acolo, alături de colegi și de primarul Robert Negoiță, un serviciu de salubritate demn de a putea fi preluat și în alte sectoare ca și exemplu reușit. Printr-un serviciu propriu, cu autovehicole noi, cu o echipă nouă, s-a putut realiza acest proiect și astăzi, în momentul de față, vorbim și de stație proprie de reciclare, vorbim de un serviciu care face curățenie atât din punct de vedere al colectării gunoaielor din sectorul 3, dar și al curățeniei pe stradă. De asemenea, am lucrat tot în primăria sectorului 3, după 6 luni de zile, am lucrat la Direcția de Irigații și Întreținere Spații Verzi. Știu ce înseamnă un spațiu verde, un loc de joacă și un sistem de irigație automatizat pentru administrația locală. Asta mă recomandă la fel de mult cum mă recomandă și mă uit în ochii prietenilor, rudelor. Socrul meu locuiește în sectorul 5, s-a născut în sectorul 5 și locuiește în sectorul 5, într-o zonă care până acum câțiva ani era subdezvoltată. Este bun și corect termenul de subdezvoltat. Sectorul 5 a fost ținut captiv tocmai în situația asta, da, în mod intenționat. De ce? Nu s-a dorit dezvoltarea sectorului 5 pentru ca să fie mult mai bine controlat. Nu s-au dorit investiții în sectorul 5, deși există spații unde se pot face investiții mari. Să ne aducem aminte că magazine, da, care oferă cel puțin produse într-o altă formă și de calitate cetățenilor au apărut în ultimii ani în sectorul 5. În concomitent cu piețe care n-au mai primit investiții și care zac în momentul de față goale și aproape devalizate.
din toate punctele de vedere. Avem un sector care i s-a pus amprenta că este cel mai sărac sau care are bugetul cel mai mic. Păi știți că are bugetul mai mare decât Sibiul? Cum arată Sibiu și cum arată sectorul 5? Aceasta a fost arma prin care Sibiu, timp de 20 european, de ani de zile, arma perfectă pentru a ține sectorul captiv în mâna și pentru a rezolva interesele unui număr limitat de oameni. 20 de ani. Cetățenii din sectorul 5 merită mult mai mult. Sunt oameni care au propria lor profesie, meserie. De ce nu și-o pot desfășura în sectorul 5? Pentru că sectorul 5 nu este dezvoltat. De ce trebuie cetățenii sectorului 5 să-și ducă copiii, unii din ei, în alte școli, fie în sectorul 4, fie în sectorul 6? Nu trebuie să se mai întâmple lucrul ăsta. Sectorul 5 are capacitatea și are banii suficienți pentru a-și crea un sistem propriu și o infrastructură și de un manager. Da. Unul care să conducă primăria în interesul cetățeanului. Sectorul 5 are resursele în acest sens. Îi lipsește doar cineva sau o echipă care să vină cu proiecte, să ia bun și de la opoziție și de la cei cu care face majoritatea și să le pună în aplicare. În momentul de față avem probleme contează pe toate... Contează și echipa consilierilor? Contează, evident. O să ajunge și evident. Acolo. Deci, gândiți-vă și ce aș vrea să mă amintesc câteva lucruri. Sigur. Tot pe tema asta de sector sărac, incapabil să poată să-și gestioneze propriile probleme, au fost preluate aproape o treime din străzile sectorului 5 de către Primăria Capitalei. Inclusiv când eram consilier general, preluam din străzile sectorului 5 pentru că ele nu erau reabilitate și nu se făceau investiții pe ele și pentru că se spunea că nu se puteau. Da. Salubritatea în sectorul 5 a fost făcută de Primăria Capitalei, mulți ani. În 2018 la sfârșit, dacă mi-aduc bine aminte. Tot ca un fapt și o realitate în sine, sectorul 5 nu are un pasaj suprateran sau subteran. Deci vorbim de o zonă din capitala României la 30 de ani de la Revoluție. Deci dacă nu l-a făcut alții până în 89, n-au reușit nici alții să-l facă din 89 până în 2020. Sectorul 5 are nevoie așa de câteva pasaje supraterane, de închiderea inelului median. În jurul lor o să vedeți cum se va dezvolta sectorul 5 ca proiecte mari de infrastructură. Are nevoie de extinderea creșelor, grădinițelor și școlilor. Asta nu orice sector am auzit. Păi, în sectorul 3, în sectorul 3, numai anul acesta vor apărea 500 de noi locuri la creșe. De ce să nu avem și în sectorul 5 unde să își ducă familiile tineri copiii pentru a se putea întoarce la job și în felul acesta să aibă un trai decent? De ce să nu investim în sectorul 3 în partea de anvelopare, dar nu din bugetul propriu al primăriei? În sectorul 5 și să facem ca în sectorul 3, prin fonduri europene. Ce ne aduce în plus fondurile europene? Pe lângă faptul că folosim bani nerambursabili, îți aduce și o calitate și o seriozitate în ceea ce privește proiectul în sine. Pentru că vorbim de alte condiții în care firmele nu mai ajung în insolvență sau câștigă firme de apartament, în care calitatea este urmărită, în care în momentul în care ai alte interese, ești imediat vizitat de instituțiile statului. Tot prin fonduri europene putem face și extindere la creșe și grădinițe. În sectorul 5 putem reconfigura străzile și spațiile din jurul blocurilor. În momentul de față, mașinile, chiar dacă n-au locuri de parcare, stau pe trotuare, deci nu avem nici trotuar pe unde să circulăm, nu avem nici loc de parcare amenajat, nu avem nici spațiu verde și nici loc de joacă. Marele parc cu care se laudă de 20 de ani sectorul 5 este Parcul Sebastian, da. Din păcate. Deși are posibilitatea să-și extindă zona verde cu parcuri amenajate și în zona antiaeriană Alexandriei, poate și în zona Zăbrăvuți, poate de ce nu prelua, inclusiv în administrare de la Primăria Capitalei, zone importante din sectorul 5.
Ce zone vulnerabile ați identificat în sectorul 5? Zic așa, care necesită în primul rând, o să ajungem și la întrebarea ce veți face, care vor fi primele măsuri pe care le veți lua în situația în care veți fi ales primar al sectorului 5. Asta e o întrebare valabilă și pentru domnul Voicu, dar puțin mai târziu. Vorbesc de zone vulnerabile sau de, eu știu, aspecte care trebuiesc în mod evident, eu știu, reconsiderate pentru folosul cetățenilor. În sectorul 5, pentru că, așa cum a spus domnul Voicu și a recunoscut și dumneavoastră, e un sector deficitar din punct de vedere al infrastructurii. De aceea am pus accentul pe proiecte mari de infrastructură. Da. Am fost întrebat într-o altă emisiune, în altă parte, cum de n-am început cu asistență socială, cu măsuri pe asistență socială. Nu înseamnă că le-am exclus sau nu înseamnă că nu le-am în sunt atât de fiecare folosite la o campanie. Se întâmplă? Știi ce se întâmplă? În sectorul 5 sunt foarte mulți cetățeni care au nevoie, într-adevăr, de sprijin din partea administrației locale, fie nu-l primesc sau îl primesc într-o măsură foarte mică. Și de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că sunt alții care beneficiază de asistență socială și poate că nu o merită. Nu trebuie să luați bani din bugetul Direcției de Asistență Socială, însă ei trebuie altfel gestionați. Același lucru este valabil pentru toată primăria sectorului 5. Trebuie pusă ordine, specialiștii lăsați, cei care sunt, o parte din ei, lăsați să-și facă treaba, iar ceilalți înlocuiți. Nu poți să vii și să spui sau să crezi că poți realiza ceva de unul singur. Asta este absurd. Ai nevoie de oameni, îi aduci. Lângă un om serios, mai vin 10 oameni serioși. Despre asta vorbim în momentul de față. 20 de ani în sectorul 5 n-au existat oameni serioși. Dacă existau, se întâmpla ceva și pentru sectorul 5. Nu putem să generalizăm. Acum, este opinia dumneavoastră. Domnul Voicu, haideți să răspund întrebării dumneavoastră pe care ați pus-o referitor la zonele deficitare. Da. Iacoba Andrei, Livezilor, în spatele pieței Rahova, Tunosul Petre, unde toate acele blocuri sunt neîngrijite, salubritatea este la pământ. Bineînțeles că nu există nici măsuri din partea poliției locale. Unde să... Ajungem și la subiectul ăsta și știți de ce? O să vă întreb și scuze pentru fiecare. O să vă răspund eu înainte ca să vă zic și planurile pe care vreau să le fac referitor la poliția locală. Perfect. De ce? Că până acum sunt doi candidați, vorba de doamna Clotilde Armand și aseară în emisiune Sebastian Popescu, care cer desființarea poliției locale. Eu nu sunt de acord, o să vă explic. Sincer, nici eu. Dar o să ajungem la întrebarea asta după ce epuizăm zonele deficitare, vulnerabile. Referitor la aceste zone vulnerabile, deficitare. Din decembrie, eu am fost zilnic pe străzi, până când am intrat în această stare de urgență. În luna ianuarie, la sfârșitul lunii ianuarie, pe șoseaua Alexandriei, o altă zonă deficitară, pe strada Osiris, am găsit o groapă de gunoi care s-a făcut timp de 20 de ani acolo. Nimeni n-a intervenit. Eu am reușit în 3 săptămâni să-l oblig pe primarul PSD, Daniel Florea, să salubrizeze acea zonă. Prima dată am făcut adresă către primăria sectorului 5, n-a pus în aplicare. Îmi cer scuze, mai avem un telefon și încerc scuze. Numai la domnul Voicu se întâmplă. Da, bună seara! Țineți-vă ideea. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Aș avea și o întrebare pentru domnul Voicu. Da? Care a făcut o referire mai devreme la cele 6 săli de sport începute în capitală și de asemenea a menționat că a votat pentru mai multe proiecte pentru toate sectoarele și m-ar interesa ce proiecte concrete... Puțin mai tare, dacă se poate. Deci nu am auzit, puțin mai tare, dacă se poate, regia să dea sonorul. M-auziți? Da, spuneți. Deci, pentru domnul Voicu, a făcut o referire mai devreme la 6 săli de sport votate de dânsul, începute în capitală, și a menționat că a votat și alte proiecte pentru celelalte sectoare. Și aș dori să știu concret pentru sectorul 5 ce proiecte a realizat, adică pentru ce a votat. Domnul Voicu, da?
Da, da. Da. Și de asemenea pentru domnul Pirpiliu. Da. Aș dori să știu, am înțeles că a lucrat la Direcția de Salubritate, la Sector 3. Și aș dori să nu știu, comparat cu sectorul... Scuze, repetați pentru care... domnul Pirpiliu, ați vorbit foarte repede. Pentru mine, pentru eu domnul Pirpiliu. Întrebarea, dar dacă dumneavoastră ați înțeles, o mai puneți imediat, Deci pentru domnul Pirpiliu, vă rog, repetați întrebarea. Da. Aș dori să-l întreb, dacă și în sectorul 3, da, se plătește la fel de mult cum plătim noi, forțați, în sectorul 5, de către actualul primar. Da. Sunt antreprenor și momentan am primit o scrisoare prin care primarul mă obligă să fac un contract pe 4 metri cubi. Adică pe 4 pubele pe săptămână. Eu dacă nu fac atâta cu noi, de ce trebuie să plătesc? Da. Corect. Și mamă, rugăminte. Repetați întrebarea pentru domnul Voicu, vă rog frumos, că nu s-a auzit bine atunci. Deci pentru domnul Voicu, el dânsul a menționat doar 6 săli de sport votate în Consiliu. Sunt mai multe, estimate domnul. Ok. Concret, pentru sectorul 5, ce proiecte ați votat? Toate ca și consilier general. Toate proiectele propuse de primarul Daniel Florea au fost votate, inclusiv puzul care reglementează foarte multe lucruri din sectorul 5. Chiar i-am solicitat concret, primar... Ceva concret. Vă spun, reabilitarea termică a blocurilor și este singurul proiect cu care a venit în Consiliul General al Municipiului București. O să prezint pe pagina mea de Facebook chiar mâine procesele verbale din acești ani și am solicitat eu către primăria sectorului 5 să se întâmple. Chiar noi am votat pentru sectorul 5, dar aparatul executiv al primăriei încă nu a pus în aplicare aparatul executiv al primăriei capitalei referitor la creșe în sectorul 5. Nu, eu, în calitate de consilier general al municipiului București, le-am votat. Dar aparatul executiv al primarului general nu le-am pus în aplicare. N-am înțeles. Spuneți-vă întrebarea. Dacă dumneavoastră ați inițiat un proiect pentru sectorul 5, pe care să-l propuneți în Consiliul General. Dacă ați inițiat. Dacă personal ați inițiat un proiect pentru sectorul 5. Da, eu am inițiat proiecte nu doar pentru sectorul 5, am inițiat nu, pentru, da, pe mine mă interesează că toată, se candidați la sectorul 5. Pentru toată capitala. Eu lucrez în sectorul 5 și vreau să știu dumneavoastră, care sunteți actual consilier general, dacă v-a interesat ca să propuneți un proiect pentru sectorul 5. Sectorul 5. O să vă răspund și la această întrebare. Mulțumesc. Mulțumesc mult, domnul Margarit, bună seara. Da, vă rog, continuați și imediat după aceea domnul Pirpiliu. Să răspundeți la întrebarea domnului Margarit Adrian. Vă rog. Cum am spus-o și mai devreme, mi-am dorit să dezvolt această infrastructură școlară încă din 2017. Având în vedere disputa dintre primarul Capitalei și primarul Daniel Florea din PSD, amândoi, am vrut să luăm acele unități de învățământ să le finanțăm de la Primăria Capitalei, de la Consiliul General. Vorbind cu directorul Direcției de Investiții, așa cum s-a întâmplat și la celelalte sectoare, am spus, la sectorul 3, am preluat sălile de sport, am preluat de la sectorul 4, la fel, unități de învățământ, am preluat de la sectorul 2, chiar s-a deschis ieri o creșă de către primarul Capitalei, dar este cu votul consilierilor ALDE din Consiliul General și este finanțat de Consiliul General al Municipiului București. Da? În sectorul 6, toate blocurile care se reabilitează în acest moment sunt reabilitate de către Consiliul General al Municipiului București, finanțare de la Municipiul București. Pentru sectorul 5, bineînțeles, eu am solicitat în acești ani aceste lucruri, să ni se dea să modernizăm unitățile de învățământ, să modernizăm blocurile, din păcate nu ni s-a pus la dispoziție. Referitor la proiectele pe care le-am inițiat, sunt proiecte generale pentru toată capitala. Eu nu sunt... Da, pe domnul Mângărit, interesam mult special sectorul 5. Bineînțeles. Da. Pe protecția și bunăstarea animalelor. Am sterilizat în acest moment, prin programele pe care noi le-am desfășurat prin ASPA, căței și pisicile din municipiul București. Pentru sectorul 5
vorbind de sectorul 5, să știți că un proiect pe care l-am depus în 2017 se referă la infrastructura privind mașinile electrice. Eu am depus un proiect cu 30 de stații electrice care se regăsesc și străzi din sectorul 5 unde să monteze. În acest moment este blocată acea licitație de către acești guvernanți PNL. Dar noi, în mandatul 2016-2020, nu am avut consilier local la sectorul 5. Dar toate proiectele inițiate și propuse în mandatul 2016-2020, ce ținea de sectorul 5, au fost votate. Că primarul sectorului 5, Daniel Florea, în 2017, nu a vrut să dea școala Petrache Poienaru către Consiliul General, că făcea o investiție pentru două toalete și noi am vrut să o preluăm, să o modernizăm ca în sectorul 3, este problema administrației publice locale. Și de asta m-am decis să candidez. Prioritar pentru mine sunt unitățile de învățământ, reabilitarea termică a blocurilor, salubritatea și parcurile, care sunt un dezastru în sectorul 5. Locul de parcare constă în sectorul 5. Este dezastru. Domnul primar a zis că a înființat foarte multe locuri de parcare. Vă dau un exemplu. S-a dus pe străzile unde avem case. A trasat în fața curților oamenilor și pe intrare niște dungi. Nici în momentul ăsta nu sunt atribuite. Avem zone unde se pot face parcări în pic și spațiu verde. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Compania municipală Străzi, Poduri și Pasaje realizează în sectorul 5 locuri de parcare în spic. Am asfaltat în sectorul 5 străzi anul trecut. Ce am mai făcut? Am spus de câini, am spus de mediu, am spus de școli. Eu mi-am dorit, dar acest blocaj din partea primarului sectorului 5 a existat și n-a înțeles că disputa dintre doamna Firea și dânsul nu trebuie să fie către Consiliul General. I-am spus, nu mă interesează disputa dumneavoastră. Eu am vorbit cu domnul viceprimar Țigănuș și i-am spus, domnul viceprimar, transmiteți domnului primar că nu mă interesează. Eu nu-l cunosc pe Daniel Florea, ca să încheiem și acest capitol, nu-l cunosc. Doar de la TV, de pe Facebook și atât. Chiar eu, ce am făcut pentru sectorul 5 în martie, după multe lucruri pe care i le-am solicitat primarului Daniel Florea, am ajuns la o concluzie să mă întreb către ANPC pentru protecția copiilor și nepoților noștri. Ca să apuce de treabă primarul Daniel Florea, a trebuit să închidem anumite locuri de joacă, că erau un pericol pentru copii și sunt și în acest moment. Împreună cu ANPC-ul, cum am spus și despre strada Osiris, unde de 20 de ani nu s-a ridicat gunoiul, au fost, cred că, vreo 6 mandate, nu? 6 mandate. Da, Daniel Florea era primul mandat de primar. Este la primul mandat. Dar eu, în ianuarie, mai avea 6 luni până la alegeri, că era vorba să fie în iunie, după 3 ani jumate, nu s-a descoperit acea stradă. Avem consilieri și din partea PNL-ului, și din partea USR-ului, și din partea PSD-ului. Deci PNL-ul are 6 consilieri, USR-ul are 5 consilieri, PSD-ul 12 și un consilier independent. Și Vanghelie, care are 3 consilieri locali în Consiliul Local al Sectorului 5. Ce au făcut acești oameni timp de 4 ani de zile? Nu știu, asta întrebați pe ei. Au făcut doar bâlciuri în Parcul Sebastian, dar amintea Ștefan. Că se laudă toată lumea cu Parcul Sebastian. Parcul Sebastian a fost transformat într-un bâlci. Numai concerte pe bani foarte mulți. Ce am făcut în calitate de consilier general? Am stopat distrugerea țarcului de câini din Parcul Sebastian. M-am luptat să nu fie distrus. Ce a făcut domnul Florea? A distrus țarcul de câini, dar în schimb și-a pus o mare scenă unde a distrus acum câteva săptămâni și terenurile de sport ale copiilor care se jucau acolo pentru paranghelile care s-au făcut până acum și se fac. Și în acest weekend o să avem paranghelie în Parcul Sebastian. Am înțeles. Domnul Pipiliu, răspundeți la întrebarea... De salubritate. Da. Păi, sunt mai multe probleme.
Dar principalele care îi costă în momentul de față și îi va costa pe cetățeni dacă nu schimbă administrația asta defectă, pentru că este o administrație defectă. Dacă ați fost prin sector, ați văzut acolo un hashtag DF. DF nu are cum să vină, că cel puțin așa susține actualul primar, că nu sunt inițialele lui, deși le-a pus peste tot. Vă dați seama cam cât de penibil poți să fii, să spui inițialele peste tot, inclusiv la numerele la mașinile instituției. Are cultul personalității. Ce este mai grav este nu că se întâmplă doar pe că se întâmplă pe banii cetățenilor, ci că negociază în interesul primării, în interesul altor entități în defavoarea cetățenilor. Și revin la salubritate. Din păcate, problema este gravă. În sectorul 5, așa cum de 20 de ani le-a plăcut celor doi edili să susțină că cel mai sărac, cel mai amărât, cel mai prihănit sector, a negociat taxa la groapă a deșeurilor menajere dusă la groapă la 300 de lei. Știți cât plătește o altă primărie această taxă la groapă? 170 de lei. Unde se va regăsi această taxă? În taxele pe care le va percepe cetățenilor să-și plătească pentru a ridica gunoiul. Ce face în momentul ăsta, domnul Florea? Vrea de la 1 ianuarie să schimbe operatorul pe salubritate cu societatea primăriei. Până aici n-ar fi nimic rău. Același lucru l-am făcut în sectorul 3, nu pe societatea primăriei sectorului 3, ci pe direcție generală în subordinea Consiliului Local. Și aici sunt două aspecte importante. Sub controlul Consiliului Local votezi bugetul, ai controlul asupra cheltuirii banului, pe când într-o societate, într-un SRL, chiar dacă este al primăriei, ai niște reprezentanți în Consiliul de Administrație pe care îi numești o majoritate. Și ești mai departe de ochii lumii. Dar ce se poate schimba din 27 septembrie? Și dacă cetățenii sectorului 5 mă votează, în 28 septembrie voi face două lucruri. Unu, voi renegocia această taxă. Două mă scriveți pe 28 septembrie. Vă ascultă. Unu, voi renegocia taxa de groapă. Doi, vom introduce taxă zero pentru persoane fizice, pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere pe care le produc. Asta înseamnă persoane fizice din sectorul 5 nu vor plăti taxă de gunoi menajer. Entitățile, și pentru că domnul care ne-a pus întrebarea a spus, sau cel puțin așa am reținut, că este agent economic, agent comercial, în sectorul 3, 4 metri cubi, aș vrea să vă închipuiți că frecvența de ridicare ar trebui să fie undeva la minimum 2 zile, da? Pentru că dacă trebuie să ridici o dată pe săptămână gunoiul ăla, pe miros, în sectorul 5, că dacă îi obligă să facă pe 4 metri cubi pe săptămână. Da. În sectorul 5, minimum, în sectorul 3, minimum pentru agenții comerciali este de 1 metru cub pe săptămână. Adică, iată, iarăși, suntem un sector sărac, inclusiv cei care îl conduc, le place să pună amprenta asta, ceea ce îi creează cetățenilor un dezavantaj. Adică nu sunt de acord de a considera oameni cinstiți, oameni corecți, care își plătesc taxele, să ajungă să le fie rușine să spună de unde sunt când întreabă prietenii sau când se află la o masă. Doamne, de ce? Pentru că fie se pune amprenta de, cum îi se spunea celălalt edil care este, fie acum îi se pune amprenta de defect. Exact. Da, de unde ești? De la defect. Asta este realitatea. Vă rog. Ce măsuri? Care ar fi primele măsuri pe care dumneavoastră le-ați dispune în situația în care veți începe activitatea de primar în cadrul primăriei sector 5? Chiar nu se poate începe activitatea de primar pe data de 28, nu. Pe 28 știm foarte bine, după depunerea jurământului se poate începe activitatea de primar. Dar prima măsură pe care o voi lua este pe partea de salubritate. Îmi doresc o reformă a poliției locale din sectorul 5, o reformă
atât a calității oamenilor care sunt angajați în acest moment, cât și cei care vor fi angajați în perioada următoare. Toate concursurile se vor înregistra, oameni competenți, oameni care vor să facă treabă. Avem peste 50 de mașini în fața poliției locale de fiecare dată. Puteți să treceți la ce oră doriți dumneavoastră și o să vedeți acest lucru. Îmi doresc să creez un departament, un serviciu de parcuri. Vreau să scoatem toate firmele de pază care dorm, beau, joacă șah în parc, în loc să păzească obiectivele care se regăsesc în parcurile respective. Vreau să creez un serviciu privind instituțiile de învățământ. Vreau să scoatem acele firme păguboase de pază care nu fac absolut nimic pentru copiii noștri, atât din parcuri, cât și din unitățile de învățământ. Vreau să aplice legea și cei care merg pe stradă și cetățeanul să fie în siguranță. Mă refer și la cei care sunt certați cu bunul simț, care își aruncă chiștoacele pe jos, care nu strâng după cățel. Aceste lucruri le-am făcut și la sectorul 3, în mandatul 2012-2016. Cei care aruncă gunoaiele necontrolat. Chiar ieri, pe șoseaua Sălaj, la colțul stâlpului, un domn a venit, a coborât din bloc și și-a aruncat cutia la colțul stâlpului. Nu se poate ca în 2020 să nu avem un serviciu de salubritate la standarde europene. Vreau să înființez 500 de containere îngropate la colț de stradă, unde să selectăm selectiv, pe bază de cartelă, unde cetățenii să beneficieze de un serviciu de salubritate corect. Vreau să transformăm partea de ridicare a gunoiului doar noaptea. Numai că vă întreb, avem un telefon din nou tot la domnul Voicu. Bună seara! Da. Îmi pierd ideile. Nu, chestia e că inspirat să sune. Vă rog, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm. De unde sunați? Din București, sector 5? Da. Vă ascultăm. Domnul Voicu, mă dă. Domnul Voicu, mă ascultă. Da, vă ascultă și vă aude. Vă rog. Același. Corect. Domnul Voicu, de ce nu vorbiți de gropile din sectorul 5? Gropile de gunoi? Nu, gropile din asfalt. Vorbesc și de aceste gropi. Chiar am dat un interviu săptămâna trecută referitor la aceste gropi și chiar eu am spus la începutul emisiunii că stau pe o stradă fără asfalt și fără canalizare. Am vorbit și dacă urmăriți pagina mea de Facebook, o să vedeți aceste lucruri. Am spus-o și în această seară. Urmăresc cu interes, credeți-mă. Wow. De ce nu vorbiți și de taxele exagerate mari care se percep la primărie pentru autorizațiile de construcție, de garduri și așa mai departe? Am înțeles. Imediat o să vă răspundă. Vă rog, dacă mai aveți și alte întrebări. Atât. Și în legătură cu domnul Ștefan Pirziu, da? Voastră vorbiți despre taxele la gunoi. Este nesemnificativ pentru taxele de gunoi. Credem că dacă scutiți taxele de gunoi, scăpați sectorul 5 de sărăcie? Nu scăpați de sărăcie. Nu. Dumneavoastră vorbiți de sărăcie, dar nu cred că ați fost sărac. Asta cred că e cel mai bine. Dacă vorbiți de sărăcie, trebuie mai închis să fiți sărac. O seară bună vă doresc. Mulțumim și vă primim răspunsurile cuvenite. Imediat. Azi că dumneavoastră vorbiți despre sărăcie, dar nu sunteți sărac și așa mai departe. O să vorbesc și eu o să răspund la întrebările pe care Rusu Emil pe care mi le-a pus. De ce nu vorbesc despre gropi? Atât gropile de gunoi, cât și gropile din asfalt. Am vorbit în această perioadă și am arătat atât în presa scrisă, cât și în presa online, cât și la mine pe pagina de Facebook și în interviurile pe care le-am dat despre această situație. Am spus, anul trecut am reușit să asfaltăm noi de la Primăria Capitalei și mai există un proiect foarte mare care de 20 de ani nu s-a făcut pe strada Ghidigeni, exact unde stau eu. Da? Și
care leagă și sectorul 5 și leagă și sectorul 6, acest proiect pe fonduri europene. Am vorbit despre aceste gropi de fiecare dată și voi vorbi în continuare. În programul meu și am lansat și chiar îi fac o invitație lui Ștefan, acum în direct, în luna februarie am lansat un pact către toți candidații, către primăria sectorului 5 și către Consiliul Local al sectorului 5 să vină să semnăm un pact de investiții. Un pact de investiții însemnând investiții în infrastructura școlară, investiții în reabilitarea termică a blocurilor, investiții în modernizarea parcurilor, investiții în rețeaua de gaze, apă, canalizare și asfaltarea străzilor, investiții în piețe. Asta vreau să mă întâlnesc după aia cu piețele din sectorul 5, da? Referitor la acest pact, eu am mai pus și 3 subpuncte. Unde? Să interzicem aceste bâlciuri pe bani foarte mulți. Sectorul 5 în acest moment nu are nevoie de bâlciuri, are nevoie de investiții. Cei care sunt apți de muncă, să li se taie ajutoarele sociale, deci mă refer la cei care sunt apți de muncă, care n-au nicio problemă, dar primesc în continuare ajutoare. Și de ce spun acest lucru? Pe perioada stării de urgență, prieteni de-ai mei care au o stare financiară foarte bună și sunt antreprenori, au primit acasă sacul de cartofi. Nu unu, ci 5. Și a zis că ei n-au nevoie. Nu, luați-l că sunt de la primăria sectorului 5. Deci aceste lucruri trebuie să înceteze. Evident. Nu se mai poate să mai plătim pe cei care nu vor să muncească și refuză un loc de muncă. Cei care sunt afectați au anumite boli. Mama mea a avut cancer acum 6 ani de zile. S-a operat și după 2 luni de zile a început munca. Mama mea este bucătăreasă. Da? Dar nu trebuie să fie. La o grădiniță. Eu am plecat de jos. Da. De la 17 ani m-am angajat. Și am ajuns să pot să realizez ceva în viață prin muncă. Prin muncă foarte multă. Zi de zi, noapte de noapte. Și de asta am spus. M-am angajat în acest proiect ca să fac treabă. Am făcut din decembrie, de când am început activ în sectorul 5. Am salubrizat strada Osiris, unde niciun primar timp de 20 de ani nu a intrat acolo. Cum am făcut acest lucru? Am făcut sesizare către primăria sectorului 5 să salubrizeze, nu mi s-a răspuns. Am făcut către Garda de Mediu, a municipiului București, nu mi s-a răspuns. Am ajuns la Garda Națională și i-a obligat pe cei de la primăria sectorului 5 să salubrizeze această zonă. Și nu doar această zonă. Mă refer și în spatele stadionului Ghencea, unde avem aceste probleme, și pe alte zone. Am fost pe strada Livezilor. Poate sunt singurul candidat care a intrat în acele blocuri, unde am făcut un apel atunci către primarul sectorului 5 să vină să salubrizeze acea zonă. La o săptămână după, domnul primar a fost acolo și a stat în mașină. Eu am intrat printre sirinci, printre mizerie, am intrat în blocuri unde avem subsoluri până la parter, inundate, insalubre. Ce este? Eu am intrat acolo și sunt dovezi la mine pe Facebook și acele dovezi rămân, cum au rămas și dovezile la mine pe Facebook, referitor la ce am făcut în această perioadă. Am întâlnit oameni care îmi spun, acum ați venit, și i-am rugat. Intrați la mine pe Facebook și vedeți că nu doar în campanie am venit. În ianuarie nu era campanie când m-am dus pe strada Osiris și cetățenii de acolo, bine ați venit să ne dați și nouă. Și am spus, eu nu vin să vă dau, eu vin să vă fac. Ați beneficiat timp de atâția ani de anumite beneficii ca să mergeți la vot, și a stat tot în mizerie timp de 20 de ani. Și le-am spus, eu nu o să fac așa ceva, eu vin să vă demonstrez. Da? Și am demonstrat. Nu le-a venit să creadă. A zis că nu o să fac. Am fost acum 3 săptămâni cu un alt post de televiziune să luăm câteva care de acolo. Și au spus, nimeni n-a mai venit de 10 ani acolo să facă ceva.
Veșoseaua Alexandriei avem nevoie de grădinițe, de o grădiniță și de o școală. Pe șoseaua Alexandriei avem nevoie de un parc. Nu există un parc în zonă. Sectorul 5 nu are un cămin pentru bătrâni. Clădirea de pe strada Baltagului este în paragină. Acea clădire vreau să o transform în creșă pentru copii. În acea zonă este un deficit foarte mare și sectorul 5 are un deficit foarte mare pe partea de creșă. Partea de grădiniți, grădinițe, da? Modernizarea unităților de învățământ. Sunt foarte multe lucruri de spus. Pe parte de parcuri, îmi doresc să facem toalete în fiecare loc de joacă și în fiecare parc. Toalete ecologice, toalete care se spală singure. Îmi trimitea un coleg de-al meu zilele trecute că acei paznici din parcuri, din locurile de joacă, își făceau nevoile chiar în locul de joacă. Nu se poate. Evident, acest lucru. Da. Chiar dacă sunt închise, o să vină peste 2-3 săptămâni copiii și o să joace acolo. După ce sunt ele distruse, mobilierul este distrus. Nu se poate ca în 2020 să nu se întâmple nimic. Corect. Domnul Pipiliu, ca răspuns la întrebarea telespectatorului și apoi o să ajungem partea de final, când fiecare va trebui să adreseze un mesaj către electorat, electoratul sectorului 5. Rugămintea mea este să repetați puțin, că n-am înțeles dacă a fost o remarcă sau o remarcă. Cred că dacă dumneavoastră propuneți scutirea plății taxei pentru gunoi, nu să mai fie sărăcie în sectorul 5. Am să fiu scurt. În momentul de față, în sectorul 5, foarte puțin plătesc taxa. Și cu toate astea, vrem nu vrem, chiar dacă stă mai mult timp în stradă pe gunoi, el tot este ridicat, tot pe banii noștri. Deci cheltuiala oricum se face. Da. Soluția pe care noi o propunem la Alianța Proro București 2020 este de taxă zero pentru persoanele fizice. Evident că renegocierea taxei la groapă va aduce un cost mult mai redus și pentru persoanele juridice. Aș vrea să încep cu proiectele pe care mi le propun după 27 septembrie. Pe scurt, tocmai de aceea am să veniți cu altă ocazie, rapid, că o să mă avem. Rapid am să vă spun următoarele aspecte. Trebuie lansată o licitație pentru anvelopare blocurilor, dar un pachet mic și simultan începute procedurile pentru atragerea fondurilor europene pentru anveloparea tuturor blocurilor din sectorul 5, care pot să înceapă din 2022, da, pe fonduri europene. Până atunci avem nevoie de reabilitare rapidă, la fel pentru corpuri noi de grădinițe și creșe în sectorul 5. Aceste proiecte trebuie demarate acum, pentru ca până în 2022 să decurgă toate procedurile necesare ca să putem să ne apucăm de treabă în mod serios. Până atunci avem nevoie de cel puțin 4 noi corpuri pentru creșe și 5 de grădiniță urgent. Lucrurile astea va trebui să le demarăm din bugetul propriu. Ulterior completăm cu cele de pe fonduri europene. 2. Renegociat contractul, și aici trebuie cu juriști văzut concret contractul și licitația făcută pentru reamenajarea spațiilor verzi din sectorul 5. Nu este posibil să plătești pe metru pătrat de reabilitare de spațiu verde de între 40 și 75 de euro pe metru pătrat, în condițiile în care ridici o construcție de la zero cu 200 de euro pe metru pătrat. Da. 3. Avem nevoie în momentul de față în sector și trebuie demarată reorganizarea tuturor străzilor din jurul blocurilor, zonelor aglomerate. Și aici fac o referire și la partea de salubritate. 500 de îngropate, de sisteme îngropate pentru salubritate sunt enorme, în condițiile în care în sectorul 3, pentru un număr de blocuri mult mai mare, sunt 250. Trebuie să ținem cont că suprafața sectorului 5 este mai extinsă decât suprafața sectorului 3.
Este mai mică. Nu, este mai mare. Mai avem decât, să, este mai, avem mai mare. Decât de-aia vreau să mă exprim, de-aia vreau să mă spun și eu. Cazul suprafață este mult mai mare decât vreau secundul. Vreau să mă exprim. Vă rog, în 15 secunde ca să avem timp să vă desfăți electrofile. Atunci va trebui să mai da, mai restrângeți și eu cum. Sigur vă chemă. În mod evident vă mai chema. Cu siguranță se pot face lucrurile astea în sectorul 5. Ai nevoie doar de voință și puterea de a implica pe toți, atât din administrația locală, mă refer la funcționari și cei în angajații ai primăriei, cât și pe celelalte forțe politice din sectorul 5. Un minut, domnul Voicu, de ce ar trebui să voteze cetățenii cu drept de vot din sectorul 5 persoana dumneavoastră? Înainte să încep cu mesajul către cetățenii sectorului 5, vreau să-l întreb pe Ștefan Perpeliu dacă este de acord să semnăm săptămâna care vine acel pact de investiții pe care l-am propus în luna februarie și pe care l-am spus și aici. Da, asta eu la fel aș fi putut să-i spun, să-i dau soluția de fapt cum poate fi reabilitată strada. Pentru că acolo e un canal colector al Apa Nova și fără implicarea primăriei capitale nu se poate reabilita strada respectivă decât cu un strat subțire de asfalt pe care primarul sectorului spune că l-a pus, dar nu l-a pus. Okay. Este doar de mixtură asfaltică. Trebuie să se mai mesajul către electorat că ieșim din emisie. Dragi prieteni și vecini din sectorul 5, am 31 de ani și sunt locuitor al sectorului 5 din 2014. M-am implicat în această perioadă pentru dezvoltarea sectorului 5. L-am obligat pe primarul Daniel Florea să facă ce nu s-a realizat timp de 20 de ani. Am reușit în toată această perioadă. Proiectul meu principal este un proiect de investiții pe termen scurt, mediu și lung. Îmi doresc să reabilităm toate blocurile și casele din sectorul 5. Îmi doresc ca toate unitățile de învățământ să fie modernizate la standarde europene. Îmi doresc ca toate parcurile să fie sigure și îmi doresc o reformă a poliției locale sector 5. O reformă care va începe imediat după depunerea jurământului. Succes! Domnul Cripiliu, mesajul către punem temporal. Stop celor 20 de ani de care este și defect din sectorul 5. Am puterea, am experiența, am voința și am echipa care pot realiza toate proiectele pe care le-am spus și le pot susține cu date și cu tot ceea ce este necesar pentru a le pune în aplicare. Vă doresc mult succes amândurora. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumim. Mulțumesc telespectatorilor. Bună seara. Ne revedem lunea viitoare la aceeași oră. Mulțumim.